Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, situația zonei libere Giurgiu a devenit complicată, în sensul că nu a mai putut oferi facilități firmelor din Comunitatea Europeană. S-au scurs ceva ani de atunci, fără succes însă, întrucât nici fostele conduceri ale zonei nu prea au încercat să găsească soluții. Directorul actual al zonei libere Giurgiu a identificat însă o cale de a veni în sprijinul investitorilor, inițierea unui proiect de hotărâre care să ofere facilități societăților interesate să investească aici. Vreau ca toate firmele care vor veni să obțină un teren, să iau un teren în concesiune, să beneficieze de 6 luni de grație de la plata redevenței acestui teren. Totodată, cred că este o măsură foarte bună, pentru că în acest moment și că ținem terenul gol, oricum nu avem niciun fel de pierdere, deci această facilitate nu va afecta sub niciun fel bugetul zonei libere. Evident că vom lua și niște măsuri de securizare a acestor facilități, în sensul că oricine vrea să facă o investiție va trebui să depună, dar o să vedeți tehnic proiectul, cum va fi elaborat, o garanție pentru 3 luni în care se va debloca în momentul în care, după aceste 6 luni, în momentul în care noi, practic, avem confirmarea că firma respectivă care dorește să facă investiția are demarate toate procedurile de obținerea certificatului de urbanism, de avize. O altă facilitate îi vizează pe investitorii din zona liberă care vor să acceseze fonduri europene. Am avut deseori solicitări la zona liberă de firme care doreau să concesioneze teren, făcând parte din solicitările ghidurilor respective de accesare a fondurilor, dar evident că până când veneau fondurile, până li se aprobau proiectele, trecea o perioadă și atunci de ce să nu venim cu această facilitate pentru firmele care vor să acceseze și fonduri europene. Proiectul de hotărâre inițiat de conducerea zonei libere va fi supus aprobării Consiliului Local Giurgiu, însă Răzvan Cuc se teme că va întâmpina piedici din partea consilierilor PNL, cei care s-au opus mereu fără a oferi argumente pertinente.